Iubiți prieteni, și de data aceasta vă spunem un bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului. Imitatul emisiunii de astăzi este pastorul Dan Pop, pastor al Bisericii Pentecostale Elim din Londra, pe care îl salut și îi spun bun venit. Vă mulțumim încă o dată de ocazia de a fi împreună cu dumneavoastră. Pentru cei care ne urmăresc, precizăm faptul că emisiunea de astăzi este o continuare Uh, am uh, început uh, în emisiunea precedentă să discutăm uh, despre un subiect uh, extrem, de, extrem de important pentru viața noastră și pentru uh, credința noastră referitor la ce înseamnă iertarea, dar uh, nu doar pe coordonata orizontală, relațională, ci, în primul rând, uh, pornind de la cea verticală referitor la iertarea de care avem nevoie din partea lui Dumnezeu și pasajul pe care l-am avut în discuție în emisiunea precedentă pe care o să-l analizăm și în această emisiune este din Efeseni capitolul 4 și am să-l rog pe invitatul emisiunii să citească exact paragraful pe care îl avem în atenție. Paragraful pe care o să-l citim, să-l recitim, de fapt, este din Efeseni, capitolul 4, versetul 17, până la versetul 32, inclusiv. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu, în Domnul: Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, de șertociunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu pună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu voia să din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Vorbind pe marginea acestui subiect al iertării, dacă îl analizăm în perspectiva contextului, e un capitol nu foarte ușor. Mm -hmm. uh, E ușor să te teoretizăm iertarea dacă nu o aplicăm concret la anumite domenii. Însă, strict vorbind, doar la pasajul pe care l-am citit, contextul este unul totuși delicat. Foarte delicat. Mai ales că așa cum am încercat și în emisiunea anterioară, așezând fundamentul conceptului de iertare. Ce am observat în întâlnirea precedentă este că atunci când vorbim de fundamentul iertării, noi vorbim de statutul nostru înaintea lui Dumnezeu. Este uh, un nonsens să vorbesc despre iertare atâta timp cât eu n-am înțeles cine sunt în Hristos Domnul și ce anume mi-a oferit mie Dumnezeu. Uh, iertarea nu are niciun sens pentru că eu nu m-am înțeles pe mine însumi. Dacă n-am înțeles că. Eu, în primul rând, relaționez cu Dumnezeu. Probabil o ilustrație sugestivă este chiar abordarea fiului risipitor. Fiul risipitor când a venit acasă, a venit la tatăl. Nu tatăl a fost obiectul central al analizei. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Este, cred că, venirea în fire de care orice om are nevoie atunci când încearcă să discute problema iertării. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră în, în întâlnirea precedentă, eu cred că iertarea, dacă noi am înțelege-o, dacă am înțelege remediile și responsabilitățile pe care Dumnezeu le așează în doctrina iertării, noi am fi privați de multe răni. De multe stări conflictuale, care, din nefericire, se duc la sfârșit tocmai pentru că oamenii n-au înțeles că primul punct central la care se relaționează nu este semenul, nu este pierderea pe care o suferă, nu este jignirea pe care o suferă, nu este nici măcar marginalizarea de care are parte. Primul punct central la care ar trebui să facă în permanență referire este Dumnezeu însuși. Și de aceea, fundația, temelia conceptului și doctrinei iertării este întotdeauna statutul nostru înaintea lui Dumnezeu. Biserica din Efes ne-a ajutat, uitându-ne puțin și la contextul ei social, contextul ei religios, să vedem faptul că, în al doilea rând, atunci când discutăm problema iertării, trebuie să ne uităm la dinamica iertării. Aici ne referim la nivelele relaționale, ne referim la particularitatea situațiilor. Aici avem în atenția noastră faptul că trebuie să aducem pe cei din jur în noi înșine. Pentru că aici, în capitolul acesta pe care l-am supus atenției noastre, este un capitol care, așa cum ați spus, este un cadru extrem de dificil, pentru că aici vedem atacuri la demnitatea apropiului. Aici vorbim despre bârfă, vorbim despre vicii, așa cum deja au fost amintite din versetul 31, despre amărăciune, despre iuțime, despre mânie, despre strigare, despre clevetire. Și acum, la dimensiunea la care Apostolul Pavel ne invită să ne uităm în finalul uh, viciilor, avem aici uh, un termen extraordinar de generic: orice fel de răutate. Pentru că răutatea poate îmbrăca nenumărate măști și nenumărate forme de exprimare. Ceea ce înseamnă că Apostolul Pavel aici ne vine să ne arate uh, cât de complexă este problema iertării. De ce? Pentru că poți fi prins într-o uh, abordare destul de neplăcută din absolut orice ungher. Nu știi care e forma prin care poți fi agresat la un moment dat. O vorbă aruncată la întâmplare, un gest, uh, orice poate la un moment dat să declanșeze un conflict în care Apostolul Pavel vine și spune suntem în biserică și în biserică iertarea, așa cum am anticipat în uh, uh, emisiunea precedentă, iertarea este tocmai ideea Harului. Ca să înțelegi ce trebuie să dai semenului tău, prima dată tu trebuie să te uiți la ceea ce ți-a oferit ție Dumnezeu și înainte de a înțelege ce ți-a oferit ție Dumnezeu, ajungi să înțelegi că de fapt am parafrazat deja expresia și experiența pe care a avut-o Mântuitorul cu femeia, citându-i experiența acelei femei, chiar unui om literat, dar care nu putea să înțeleagă inima femeii. S-a uitat Mântuitorul la el, la Simon, la fariseul și a spus Simone, cel căruia îi se iartă mult, iubește mult. Dar Acolo, uitându-te în context, tu te uiți la o valoare care a fost sacrificată de dragul Mântuitorului. Cu alte cuvinte, eu pot să mă uit să înțeleg dimensiunea vieții mele de credință doar în măsura în care sunt dispus să sacrific. Sacrificiul meu este dovada iertării de care eu am beneficiat din partea lui Dumnezeu. Cu cât pe mine mă iartă mai mult Dumnezeu, cu atâta disponibilitatea mea de a mă pune la dispoziția lui Dumnezeu, de a mă călca pe mine însumi în picioare, Ceea da, nu este prezentă. ușor. Exact. Și probabil că lucrul la care renunță omul cel mai greu este tocmai eu la care suntem atât de sensibili și atât de ușor de lezat. Apostolul este uluitor prin maniera în care ne invită în contextul vremii de atunci. Mă port aspru cu trupul meu îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Deci cu alte cuvinte pot exista pericolul în a cere atât de mult altuia încât să uit că eu însumi sunt chemat să dau. Și Apostolul Pavel zice, nu mai trăiesc eu. Am ajuns să-mi dau seama că aici, ca să îl înțeleg pe Dumnezeu însuși, tot ceea ce pot face este să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine și viața pe care o trăiesc, să o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Și aici eu cred că este esența și este punctul de la care noi trebuie să pornim în dinamica iertării. Pentru că atunci când vorbesc despre uh, dinamica iertării, eu trebuie să țin cont de uh, cel puțin două lucruri. Când intru în tărâmul ăsta extraordinar de, de, de complicat al păcatelor, în hățișul ăsta atât de, uh, nu știu, poate dificil de parcurs a manifestării păcatelor. În primul rând aș vrea să fim atenți la natura greșelilor. Când vorbesc despre iertare sunt două dimensiuni pe care trebuie să le țin în atenție. Este natura greșelilor și atitudinea pe care eu trebuie să o am față de ceea ce eu consider că trebuie corectat. Și acum, un prim element pe care îl aduce apostolul Pavel din nou în discuție sunt păcatele prunciei. Aici când vorbesc despre păcatele prunciei, La ce vorbesc te despre greșelile și lipsa de maturitate, caracteristică copilăriei. Adeseori îl vedem chiar pe Mântuitorul vorbind despre pruncie. Cel puțin Apostolul Pavel este un expert în ale copilăriei, imaturității spirituale și vedem un tratament... Pe Aș vrea chiar să ne uităm la un text, pentru că el ne reliefează tratamentul despre care încerc să vorbesc. Suntem în epistola adresată romanilor, suntem în capitolul 14, și aici avem o abordare la care ne invită apostolul fraților. Versetul 1: Primiți bine pe cel slab în credință. Și nu vă apucați la vorba asupra părerilor înduielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Și intră în problemele care au frământat efectiv bisericile din perioada primară. Noi aici deja suntem într-o tensiune declanșată între conceptele iudaice și îngăduința sau cel puțin ritualurile sau viața pe care o trăia păgânul. Și aici Apostolul Pavel vine să vorbească despre uh, modul și maniera în care noi ar trebui să abordăm uh, starea poate chiar imatură, a oamenilor care păcătuiesc, greșesc, dar eu trebuie să țin întotdeauna cont de cine este El în Hristos. S-ar putea să fie un prunc care are nevoie de creștere. Și aici Apostolul Pavel vine și ne invită imediat uh, la o perspectivă extraordinar de sănătoasă. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pe, pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim... Pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar. Pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și imediat Apostolul Pavel ne ia din nou să ne aducă la cea bogăție de înțelepciune pe care și statut pe care noi l-am dobândit în Hristos. Cu alte cuvinte, un prunc care vine și face greșeli. Eu trebuie să-l abordez ca atare. Eu nu o să iau, de exemplu, o măsură disciplinară, fizică împotriva unui copil care învață să umble și care în efortul și lupta lui de a încerca să-și păstreze echilibru, răstoară un pahar și dă paharul de apă pe jos. Nu mă apuc să fac crize de isterie la o situație de genul ăsta, pentru că sunt eu însumi. Nu era ceva planificat. Exact. Sunt eu însumi, identitatea mea în Hristos și cel care învață să umble. Paharul n-are nicio valoare. De dragostea care o ai când te uiți la copilul care face primii pași. De ce? Pagubele n-au nicio importanță. Pentru că scopul pe care tu l-ai e tocmai responsabilizarea celui care acum începe să umble. Și de aceea Apostolul Pavel vine și face o demarcație clară. Aveți foarte mare grijă atunci când veniți să discutați problema păcatelor, ca nu cumva să vă tămați un om exact cum spune aici: Căci împărăția lui Dumnezeu, versetul 17, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni obiectivul pe care eu îl am cu un om care este prunc crește în cunoașterea lui Hristos și cunoașterea dinamicii vieții de credință. Eu trebuie să-l introduc, să-i fac cel puțin cunoscut neprihănirea, pacea, bucuria care este în Duhul Sfânt. Celelalte lucruri încep să se rezolve de la sine. Pentru că eu ce ajung să înțeleg este că ajutându-l pe cel imatur să înțeleagă valoarea lui în Hristos, el va ajunge să se desăvârșească pe El însuși, în privința umblării. Pentru că, spune Ioan, cine zice că are credință în Isus, trebuie să trăiască și El, cum a trăit? trăit? Isus. Aici rezolv toată dilema. Legându-l de Isus, eu, de fapt, ajung să aplanez, ajung să detensionez o grămadă de lucruri care uh, sunt doar colaterale, sunt efecte secundare. Pentru că, de cele mai multe ori, viața noastră frate Radu, așa cum ați subliniat, este doar oglinda umblării mele cu Dumnezeu. Și când eu nu umblu cum trebuie cu Dumnezeu, în relația cu frații mei, probabil voi aduce situații neplăcute, probabil va exista și o vorbă necugetată și un gest neatent și situații care probabil vor genera o grămadă de conflicte. Însă, de fiecare dată, ceea ce eu trebuie să înțeleg este că pruncul în Hristos, el trebuie să-l păzesc. Un al doilea nivel pe care îl discută Apostolul Pavel este uh, păcatul făcut uh, ca sursa naivității, adică este vorba de o neatenție, este vorba de uh, o superficialitate, este do domeniul căderilor accidentale. Și eu aici sunt deja în uh, epistola adresată galatenilor, în capitolul 6 și aici Apostolul Pavel vine să enunțe un lucru extraordinar de atent, fraților, Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Dar, deja aici vine un mare pericol. Ia seama la tine însuți ca să nu fi ispitit, ispitit. Și, tu. și tu, ceea ce înseamnă că eu deja aici, implicația mea în, în ridicarea sau în creșterea sau în ajutarea celui care a căzut este deja o problemă mult mai, uh, mai, uh, mai dificilă. Este una să iau un copil caralune, că să-l ridic, da? Dar când cade un om care e la vârsta maturității de 20, 30, 50 de ani, uh, cred că nu e nevoie, nu e uh, echivalând efortul și puterea care trebuie să, uh, să o conjugi pentru a face uh, procesul ridicării, nu e tot la fel. Într-un fel iau un copil de 5 kg și altfel e un om de 80, 90 sau 100 de kg. E mare diferență între ele. Și aici este un al doilea nivel la care se discută problema iertării. Iertarea deja trebuie să vină în sprijinul, în ridicarea, în înțelegerea celor care au căzut dintr-o dată. Și cel duhovnicesc are responsabilitatea asta de a-l recupera cu atenția de rigoare. Păcatele, în al treilea rând, uh, au o altă dimensiune, sunt păcatele cu premeditare. Aici intrăm în cele două dimensiuni ale stării de păcat. În primul rând este o atitudine trecătoare, este o faptă alimentată de un sentiment de circumstanță, adică eu pot să fiu prins la un moment dat din neveghere, din neatenție și pot să fiu angrenat în ceva, și acel ceva poate să devină deja extraordinar de serios. Însă, în procesul acesta, eu chiar dacă am insistat în el, pot la un moment dat să mă trezesc. Dar este o a doua dimensiune și aici este vorba de o, o răutate intenționată care dă naștere la un caracter aici e deja o problemă Cronică. de caracter, e deja ceva cronic. Nu mai e ceva care eu am făcut o accidental, nu e ceva ce eu am făcut, pentru că nu mi-am dat seama, și efectiv am fost prins într o stare de păcat și n-am realizat ce înseamnă și o situație pe care o putem aduce în atenția noastră și care acum în momentul ăsta îmi vine în minte, este chiar Petru când ajunge la un moment dat să fie prins în lanțul fățărniciei. De ce? Pentru că omul ăsta, uitându-se la evrei, încerca să trăiască cum erau evrei, la neamuri să trăiască cum erau neamurile și îngăduința asta creștină a dat naștere la un conflict teologic. Când a ajuns într-o situație destul de neplăcută, evrei imediat au venit, ce faci? Petre, ce cu tine? Și Petru se vede dintr-o dată obligat să facă pași în regres, nu mai mănâncă cu neamurile, vine Pavel, Pavel trebuie să-l mustre, dar și alții au fost prinși în lanțul fățărniciei lui Petru. Și apare o corecție care, din câte se pare, este corecția ideală, în care atât Petru se trezește la realitate și zice, a, acum am înțeles, îmi pare rău, îmi pare rău de greșeala care am făcut-o, dar iară pe de altă parte îl vedem pe apostolul Pavel, care vine și îl ajută pe apostolul Petru să își remedieze situația. Aici este vorba de o cădere accidentală. Da? De o cădere care la un moment dat poate să-i uh, trăască și pe alții într-o asemenea atitudine. Dar cea de-a doua sferă este uh, o problemă deja de caracter. Și aici deja lucrurile se înrăutățesc. Aici deja, iertarea uh, capătă noi conotații. De ce? Uh, aș vrea să vă așez un picuț în contextul uh, scrierilor Apostolului Pavel și ideea iertării aș vrea să o aduc, de exemplu, în 1 uh, Corinteni. Mergem în 1 Corinteni, capitolul 5 și aici aș vrea să vă, uh, să vă provoc puțin, frate pastor. Un capitol sensibil. Extrem de sensibil. De asta dată suntem într-o situație concretă din mijlocul unei comunități. Aici suntem în situația în care lucrurile deja scapă de sub control și uitați-vă ce spune apostolul Pavel. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămă nouă. Suntem în versetul 7. Cum și sunteți fără aluat căci Hristos paștele noastre a fost jertfit. Să prăznuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu aluatul de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Însă, n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși, este curvară. Își zice frate, dar este lacom de bani. Își zice frate, dar totuși este închinător la idol, este defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. că despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. În mod logic și intenționat apare o tensiune aici. Dacă aici mie îmi vorbește despre curvia Apostolul Pavel când scrie Efesenilor, mie îmi vorbește despre stări de răutate, despre stări conflictuale, îmi vorbește despre cuvinte, lăcomie de avere, toate celelalte, de ce aici iertarea sună altfel decât sună aici în epistola asta? Ce înseamnă iertarea aici în epistola asta? Care ar fi răspunsul? Sunteți un rabin desăvârșit. Frate Păstor. Era maniera în care răspundeau rabinii întrebărilor de atunci, cu o altă întrebare. Um, da. Ce am ajuns să descoper de aici din scriptură este faptul că iertarea, implicit, atunci când eu vorbesc despre natură și despre atitudine, comportă o dinamică cu totul și cu totul uh, specială. De ce? Pentru că aici uh, ce aș vrea să scot puțin în atenție este faptul că Dumnezeu vine ca să uh, ne regleze cel puțin perspectiva asupra ideii de păcat. Când ajung să vorbesc despre păcătuire, aș vrea prima dată să, să văd uh, cum arată iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Din perspectiva lui Dumnezeu, Situațiile sensibile care dau naștere rădăcinilor de amărăciune, aducătoare de întinare sufletului și comunității, pot să fie abordate și trebuie să fie abordate și se impune să fie abordate cu maximă responsabilitate. De ce? Pentru că eu aici vorbesc de probleme legate de caracter. Nu-i vorba de o cădere dintr-o dată într-o greșeală. Nu. În cazul situat. În... Nici la copilărie nu ne referim. Cu siguranță. De ce? Pentru că aici este vorba inclusiv de comunitate implicată. Imaginați-vă uh, dimensiunea la care discută problema păcatului Apostolul Pavel aici. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie din acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați fălit. Întreaga comunitate este parte. Cu alte cuvinte, întreaga comunitate <coughs> și-a exprimat sentimentul de simpatie în situația deja declarată acolo. Asta în înseamnă ceva mai Cormin. mult decât a accepta sau a tolera. Da, din nefericire, da. Și zice și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru că despre mine măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie nimicit, să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Ceea ce înseamnă că în procesul acesta de iertare, Iertarea, în primul rând, eu vin să-mi o verific în atitudinea pe care eu personal o am față de cel care a săvârșit păcatul și sunt cele două dimensiuni pe care deja dumneavoastră le-a scos în evidență în uh, emisiunea precedentă. Sunt eu însumi și este cel care aduce vătămarea. Eu însumi sunt pus înaintea lui Dumnezeu prin faptul că Mântuitorul însuși spune la un moment dat ia luat seama la voi înșivă. Adică primul care este întotdeauna și poate să fie afectat de tot ceea ce se întâmplă în jur sunt eu însumi. Putem vorbi de exemplu între cele două pasaje ca și dimensiune a păcatului care poate să cuprindă, de exemplu, nu doar viața unui individ, ci mai degrabă viața unei comunități. Ca și cum am vorbit despre o pandemie a păcatului. Avem și, cazuri, uh, mă iertați că uh, intervin acum, avem cazuri destul de sensibile în bisericile nou-testamentale și imaginați-vă că o asemenea întrebare de, devine și mai tendențioasă în vremea noastră. Și cum aplicăm în vremea noastră 1 Corinteni capitolul 5. Imaginați-vă acum, după unii comentatori, cel care a ajuns să cadă în acest păcat era o figură destul de proeminentă. De ce? Să strânești simpatia unei întregi comunități, eu cred că aici nu era vorba despre un om destul de izolat, destul de singuratic și tomnatec din biserică. Deci înseamnă că omul acesta era un om destul de cunoscut comunității. Și cu influență, probabil. Cu siguranță. Deci o biserică, la un moment dat, să-și manifeste simpatia față de tine într-o stare de căzută, aia înseamnă deja că exista o anumită putere de influență, chiar de control, în biserica respectivă. De ună zi, noi nu avem, dacă am luat același principiu al păcătuirii să-l aplicăm astăzi, de exemplu, în situația în care avem oameni de afaceri implicați în biserică, știm că sursa lor principală de venit stă în fraudă, înșelăciune. În uh, furt, în dar, noi aici, deja când discutăm de asemenea puteri de influență, avem oameni care depind de locurile astea de muncă, oameni care uh, probabil chiar proiecte care trebuie să stea în picioare din pricina acestor oameni care sunt influenți și au o anumită putere de a-și exercita influența în comunitate. Întrebarea e. Uh, acum vă întorc eu întrebarea cu o întrebare. Ce facem într-o situație din asta? Depinde. Da. Uh, mă gândeam la situațiile în care uh, sunt, uh, sunt pronunțate sentințe pentru că aici deja vorbim de aspectul social da. uh, acolo unde există sentințe date clar, acolo cred că nu putem sta nepăsători și acolo unde sunt dovezi și există evidențe uh, cred că trebuie acționat pentru că Păcatul întotdeauna nu afectează doar persoana în cauză. Mărul care îl ții în coșul cu mere da. se strică el, dar strică și ce este în jur. Însă, trebuie să recunoaștem că de multe ori oamenii vin și dau anumite informații referitor la trăirea în păcata unuia sau altuia și apoi îți spune, zice, frate, nu mă băga pe mine în așa ceva. Păi și atunci ce pot să fac? ce îmi place la Apostolul Pavel e că Apostolul Pavel ține extraordinar de clară problema uh, iertării. Iertarea noi deja o definim uh, dumneavoastră ați insistat puțin în uh, întâlnirea precedentă în uh, Evanghelia după Matei în capitolul 18 și cred că acum e momentul să reluăm puțin acel, uh, acel text, acel paragraf și textul acesta nu ne spune astfel. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva da. da. Aici ideea de păcătuire este problema hamartiei, da, în limba greacă. Este problema abaterii de la lege. Ceea ce înseamnă că eu aici discut despre un om care într-un mod deliberat calcă legea lui Dumnezeu. Eu aici am o responsabilitate. Mustrăl între tine și el singur, dacă te ascultă Imaginați-vă acum explozia cuvântului. Ai câștigat. Ceea ce înseamnă că există o pierdere ca să existe un câștig. Da? Deci, eu, ca să vorbesc acum de problema păcătuirii, eu prima dată eu trebuie să mă uit la măsura în care Dumnezeu vine să devidească conceptul iertării, ceea ce înseamnă că iertarea este întotdeauna în termenii câștigului. Eu trebuie să câștig, dar modalitatea câștigului. Deja e diferită la prunci, e diferită la oameni care cad accidental și e diferită pentru oamenii care au deja o problemă de caracter. Aici, când e vorba deja de păcătuire, uitați-vă că de la un nivel interpersonal, de la un nivel privat, se ajunge dintr-o dată la un nivel colectiv dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori, ceea ce înseamnă că se elimină factorul speculativ de care vorbeați dumneavoastră. Dacă nu vrea să asculte nici de ei, spune bisericii. Și dacă nu vrea să um, asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Aici, mie deja ce îmi atrage atenția Mântuitorului este că noi nu suntem reprezentanții Noștri. Eu, atunci când gestionez un caz, eu, în cazul respectiv, trebuie să fiu reprezentantul Dumnezeului care a creat cerurile și pământul. Dumnezeu nu leagă și desleagă în funcție de pretențiile mele personale, ci Dumnezeu leagă și desleagă în funcție de dreptate, în funcție de sfințenie și în funcție de puterea de recuperare pe care deja Dumnezeu a exercitat-o în viața individului. Cu alte cuvinte, eu, ca individ, eu, ca familie, eu, ca biserică, nu pot nimic altceva decât să confirm în umblarea mea cu Dumnezeu deja realitatea care s-a întâmplat înaintea lui Dumnezeu. Eu nu sunt chemat să operez în virtutea rațiunii, în virtutea emoțiilor sau chiar în virtutea puterii de influență a cuiva. Eu sunt chemat să operez în virtutea revelației pe care mie Dumnezeu mi-o oferă despre un individ. Și fiind în biserica din Corint, aici cred că merită să încheiem cazul acela uitându-ne la concluzia pe care o trage Apostolul Pavel. Și aș să iau textul din 2 Corinteni. Aici este. Suntem undeva la o distanță de 3-4 ani de zile. Suntem în a doua uh, scrisoare, consemnată aici în canonul scriptural, și cuvântul nou ne spune astfel: Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta. Pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulți. Dar acum uitați-vă, care este reacția naturală pe care o are un om care are ceva din Dumnezeu în el, care a înțeles ce înseamnă ideea iertării. Am aici o mică precizare. Vă rog. E clar că aici e luată o anumită măsură disciplinară la nivel de comunitate. Dar... Măsura nu este lăsată doar ca o decizie a liderilor. În sensul în care conducerea comunității hotărăște disciplinarea unei persoane și ceilalți stau deoparte, oarecum vor să fie într-o neutralitate. Eu văd o colaborare între leadership, ca să spun așa, uh -huh. și restul comunității. Chiar dacă Pavel spune aici cei mai mulți dintre voi, adică nu chiar uh -huh. toți s-au raliat, pentru că de multe ori cei care sunt chemați să slujească ca și pastori, ca și lideri în comunitatea creștină, trebuie să ia anumite hotărâri nepopulare, care deranjează, care supără, și de multe ori te trezești în situația în care îți dai seama că ai rămas singur. Și că celălalt spune, domnule, eu sunt neam cu el, eu nu vreau să-mi stric relațiile cu el, deși, îți dă dreptate că persoana respectivă trăiește în păcat și că ar trebui, dar eu nu mă implic. Am înțeles. Uh, și oamenii care trăiesc în neascultare, de multe ori, pozează în victimă. Se auto-victimizează, uh, sunt un fel de martiri, ca să spun așa, și au pe alții care îi încurajează. Uitați-vă ce îmi spune aici textul. Zona gri este deja prezentă, cum ați spus, că i-a fost dată de cei mai mulți, ca să nu spun prea mult, zice el, dar acum e mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Ceea ce mie îmi arată că omul acesta, cu siguranță în mâhnirea lui, nu a încercat nașterea unui partid politic care să-i susțină cauza. Omul acesta efectiv s-a lăsat atât de vulnerabil și de deschis înaintea comunității, încât comunitatea a avut acces la el. Înseamnă că omul acesta și-a recunoscut vina și a spus, da, sunt vinovat, am greșit. Dar uh, nu ți se pare că mâhnirea asta ca nu lipsește? Uh, nu mâhnirea lipsește. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el noi nu reușim să lăsăm tratamentul lui Dumnezeu să funcționeze într-un mod autentic tocmai din pricina faptului că noi intervenim în a bloca procesul de recuperare a lui Dumnezeu cu alte cuvinte, prin faptul că eu îl îndreptățesc pe un om în starea lui de păcat, eu nu fac nimic altceva decât să schimb tot contextul în care Dumnezeu l-a așezat. Dumnezeu îl așează în contextul însănătoșirii. Și eu nu fac nimic altceva decât să schimb perspectiva lui din domeniul însănătoșirii în domeniul îndreptățirii. Și atunci eu deja devin dușmanul vrășmașului Dumnezeu, pentru că exact cum spuneam, uh, când vorbesc despre iertare, eu vorbesc aici despre uh, rămânerea în harul lui Dumnezeu. Da? Eu vorbesc despre păstrarea statutului pe care mie Dumnezeu mi l-a oferit. Eu vorbesc despre păstrarea înțelepciunii dumnezeiești pe care Dumnezeu m-a socotit vrednic să-mi ofere în măsura Credinței pe care eu o am înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că eu, când am intrat în gestionarea cazului și eu nu-mi respect statutul pe care mie Dumnezeu mi l-a dat, de om curat, sfânt al lui Dumnezeu, în dorința de a-l câștiga pe fratele meu, eu nu fac nimic altceva decât să devin dușmanul lui Dumnezeu și adeseori, măhnirea de ce este atenuată în vremea noastră. Este din pricina celor care vin și susțin sentimentul de îndreptățire a celui care, într-adevăr, joacă după aceea rolul de victimă. Dar asta, noi suntem vinovați din pricina sistemului pe care l-am creat. Este adevărat că aici deja, pe mine nu mă mai interesează sistemul. Nu mă mai interesează nici măcar câți oameni se aliniază ca să-l încurajeze sau să-l susțină pe cel care a căzut. Ce vine să-mi spun aici Apostolul Pavel este că Omul acesta a înțeles inima lui Dumnezeu. Omul acesta a înțeles cine este Dumnezeu cu adevărat. Cei mai mulți n-au mai arătat dragoste față de el. Ceea ce înseamnă că era o atitudine categorică, tocmai în dorința de recuperare a lui, pentru că omul. Trebuia modelat, trebuia formatat, trebuia adus din nou în tiparul scripturilor, și aici, de aceea, folosește Apostolul Pavel chiar limbajul veterotestamental când vorbește de dați răul acela afară din mijlocul vostru. Este o reproducere a tuturor um, restricțiilor pe care apostol, Apostolul le citează din gura lui Moise. Eu am întâlnit, în practică, să spunem așa, două extreme, da. zic eu, la fel de greșite. Pornind de la textul pe care îl avem din 2 Corinteni, capitolul 2: Oameni care își arată dragostea înainte să se vadă mâhnirea și atunci începe un tratament pe care nu-l duci până la capăt. Și. Doar sunt rezolvate la, la modul superficial treburi, la suprafață, rezolvăm imaginea, totul este ok, dar de fapt nu este așa cum trebuie să fie. Dar există și extrema cealaltă despre care vorbeai, când omul, într-adevăr, își recunoaște vina, își dă seama că o greșit, îi pare rău și totuși există intoleranța celorlalți care nu vor să-l reabiliteze. Și zic că amândouă sunt la fel de greșite aceste atitudini. Aici ce am descoperit este că eu însumi, individul, are o valoare extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că eu ca individ, în mijlocul păcatului, ajung la un moment dat să descoper ceva ce chiar națiunea întreagă, dacă se ridică împotriva mea și nu mai îmi dorește reabilitarea, eu totuși știu cine sunt în Hristos, știu cine sunt în Dumnezeu. Și mi-aduc aminte aici, sunt două situații pe care aș vrea să vi le aduc în atenție. Avem uh, doi oameni care au uh, același context al tensiunii declanșat împotriva lor. Ei ajung să-și de, să dea seama cât de important este individul. Un om este David. Vă rog să vă uitați la istoria lui. David ajunge până la urmă de se ridică tot Israelul împotriva lui. Se aliniază în spatele Fiului său. Dar omul ăsta, în toată lupta pe care el a dus-o înaintea lui Dumnezeu, pe el îl interesa un singur lucru, ne spune Psalmul 51. Și David a fost un împărat proeminent în Israel, care a fost îngenunchiat exact de unul din păcatele menționate în epistola adresată a efesenilor. Păcatul curviei. A ajuns să și omoare, a ajuns să facă o grămadă de nenorociri. Dar, dar, omul acesta a, a ajuns să aibă o sensibilitate aparte care eu cred că omul, care se așează între cele două extreme, ajunge să o vadă extraordinar de benefică pentru sufletul lui. Ce vine să spună Davidei, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Ei, în momentul în care omului Dumnezeu a ajuns să descopere bogăția pe care Dumnezeu i-a oferit-o și care trece de absolut orice altceva, imaginează că e comoara pe care a păstrat-o David chiar dacă întreaga națiune s-a ridicat împotriva lui și nimeni nu a mai vrut ca el să fie împărat în Israel. Nu contează dacă mediul se ridică împotriva ta și te condamnă, te stigmatizează. Asta nu are efectiv nicio valoare atâta timp cât omul ajunge să descopere favorurile lui Dumnezeu îndurarea lui Dumnezeu, bunăvoința lui Dumnezeu, ajunge din nou să fie îmbogățit cu toată înțelepciunea Dumnezeirii. De ce? Pentru că noi toți, exact cum spune Mântuitorul, în textele pe care noi deja le-am amintit din Evanghelie, noi toți vom sta înaintea scaunului de judecată lui Dumnezeu. Și sistemul, și individul. Dar atâta timp cât un om conștientizează și realizează că pentru el, sursa vieții, sursa existenței, nu este nimeni altcineva decât Dumnezeu însuși, atunci individul deja poate să rămână în picioare de ce? Pentru că dacă cineva cade sau cineva se ridică, este pentru că stăpânul declară și stăpânul hotărăște. Și atunci dacă un om ajunge să fie o victimă a unui sistem, eu cred din toată inima că Dumnezeul care i-a dat mântuirea Dumnezeul care a făcut toate harurile de care a vorbit Apostolul Pavel în primele trei capitole și le-a omitit emisiunea trecută. Eu cred din toată inima că acel om nu are cum să nu trăiască și să jubileze înaintea lui Dumnezeu pentru că pentru el Dumnezeu este totul. Oamenii lui Dumnezeu au fost întotdeauna niște oameni marginalizați, niște oameni stigmatizați de societate. Îmi vine în minte acum omului Dumnezeu Ieremia. Spuneți-mi, frate Radu, ce anume l-a ținut pe omul ăla în picioare? Să se ridice întreaga națiune împotriva ta. Să te calce în picioare, să te omoare, să te arunce în temniță, în gropi cu noroi, în absolut totul și nimeni să nu aprecieze sau puțini să fie cei care să aprecieze lupta și lucrarea pe care tu o faci. Ce anume l-a ținut pe omul ăsta în picioare? Nu sistemul? Nu, Dumnezeu. Relația lui cu Dumnezeu. Dumnezeu însuși. De aceea, Noul Testament este o, o, o coroană care efectiv vine să reașeze toate, uh, toate piesele din puzzle la oaltă, arătându-ne faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a fost drept, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Mi-aduc aminte, iarăși, de tămăduirea pe care a trebuit să, uh, să o sufere Agar. Este, la un moment dat, o cerere care Dumnezeu o face. Femeia asta din pricina tratamentului stăpânei sale, din pricina tratamentului sarei, trebuie să fugă de acasă. Dar la un moment dat Dumnezeu se uită la ea și zice, vreau să verific iertarea în inima ta. Du-te și supune-te sub mâna stăpânei tale. Doamne, te-ai am fugit de acasă. Nu, te duce înapoi. Există o dinamică pe care Dumnezeu la un moment dat o, o, o declanșează noi înșine, pentru că noi ajungem, potrivit cu măsura de credință pe care noi o căpătăm din partea lui Dumnezeu, noi ajungem după aceea să fim beneficiarii făgăduințelor și a promisiunilor lui Dumnezeu. Uneori încercăm să fugim de anumite lucruri în viață, dar da. până când nu învățăm lecția, nu putem trece la pasul următor. Și Dumnezeu ne aduce înapoi la locul acela până când am luat examenul și. L-am trecut cu bine. Din păcate, timpul s-a dus ale emisiunii rezervate pentru astăzi. Învățătoarea despre iertare este una importantă, însă ne dăm seama că este una extrem de vastă, cu multe aplicații și cu multe direcții spre care ne putem îndrepta. În finalul acestei emisiuni, vreau să exprim apreciere și mulțumire pentru. Prezența la emisiune și pentru tot ce ne-ai împărtășit din Cuvântul lui Dumnezeu și din experiența pastorală. Și cred că, finalizând cu acest gând sau cu această idee că iertarea întotdeauna trebuie raportată la cine este Dumnezeu, la caracterul lui Dumnezeu, nu în primul rând este vorba de noi ca oameni, este vorba de Dumnezeu. Și cred că nu există un gând mai înalt pentru oricare dintre noi decât acela de a fi asemănători Fiului lui Dumnezeu. Atunci când este vorba de păcat, atunci când este vorba de iertare, adică în orice aspect al vieții noastre. Ne luăm rămas bun de la telespectatori, de la cei care au fost alături de noi în această incursiune în subiectul iertării. Cu siguranță, discuția nu se termină aici, dar cu nădejdea că am stârnit în inima noastră dorința și foamea, de a cunoaște mai mult despre iertarea pe care Dumnezeu ne-a acordat-o. Vă invităm și vă așteptăm și săptămâna viitoare, aceea zi, aceeași oră, să fiți alături de noi în această călătorie prin Cartea Efeseni. Până atunci, nu uitați să trăim și să trăiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.